Hello și bine ați venit pe canalul Vegan de România. Clipul de astăzi este un clip cât se poate de simplu, vă arăt un meal prep pe care îl fac duminica, uh, mai ales acum că sunt o nouă mică, cu siguranță am nevoie de meal prep pentru fiecare săptămână, pentru că sunt tot timpul pe fugă, ba lăptez, ba fac un alta, ba trebuie să stau lângă asta micu până ne obișnim unul cu altul. În fine, aici vă arăt, uh, aici am pregătit Quinoa și arpacaș pe care l-am clătit de vreo câteva ori ca să mai luăm din reziduri. Apoi le-am pus la oala sub presiune. La o cană și jumătate de arpacaș și quinoa am adăugat 3 cani de apă și apoi am pus cam vreo 12 minute la fiert la oala cu presiune. Apoi am pregătit uh, niște legume uh, de făcut la cuptor. Uh, aveți aici cartofi pe care i-am tăiat în stil wedges, apoi uh, morcovi pe care i-am tăiat tot la fel în stil wedges. Am tăiat și niște ceapă, pentru că îmi place uh, ceapa un pic caramelizată. Apoi am pus ulei peste legume, am asezonat cu sare și piper și le-am băgat la cuptor pentru 35-40 de minute la 200 de grade. Și așa arată quinoa și arpacașul fiert. Pentru micul dejun am pregătit o rețetă de chia pudding cu mango și banane. Am pus cheia la hidratat. Apoi vă arăt acum următoarea rețetă de mic dejun și anume porridge cu mere făcut la oala cu presiune. Aici vă arăt cum am tăiat merele cu bulețe pentru a se fierbe cât mai bine. În oala cu presiune am adăugat ovaz, apoi apă. Apoi am adăugat și niște lapte vegetal. Eu am folosit um, laptele de la Lidl, cel cu cocos și uh, orez. Am adăugat merele. Am adăugat și un pic de zahăr brun. Dacă nu vreți să folosiți zahăr, puteți să-l excludeți uh, de tot sau puteți folosi un înlocuitor, uh, siropuri, ștevia, ce vreți voi să folosiți. Am folosit și niște scorțișoară, apoi am amestecat totul. Oricum să știți că zahărul se va lăsa un pic la fund și se va arde un pic. Așa am pățit eu de fiecare dată când fac această rețetă, mi se lipește un pic de fundul oalei. Apoi am pus totul la fiert pentru 4 minute. Revenim la budinca de chia, cât timp poregiul se fierbe, într-un blender am adăugat niște banane foarte bine copte, apoi mango, la fel, foarte bine copt, am adăugat și niște lapte vegetal, la fel am folosit pe cel de cocos și orez, un pic de esență de vanilie și am blenduit totul. Apoi mixul ăsta l-am adăugat peste Um, chia hidratată și um, am amestecat totul bine, bine. Ce vă recomand este să mâncați budin uh, casa de chia dacă vreți să o pregătiți în două, maxim 3 zile. Apoi, uh, m-am hotărât să îmi las o porție din chia și, din, nu din chia, din quinoa și arpacaș, așa simplă cum era fiartă, iar cealaltă parte am uh, Prăjito, să o numim, mă rog, călit-o cu niște legume uh, mexicane pe care le-am găsit rătăcite prin congelator și am mai adăugat un pic de sos de soia aici pentru că uh, vreau să folosesc uh, sare. Legumele la cuptor sunt gata și cam așa o arată. Ce bine s-a caramelizat ceapa. Yum! Porigiul este gata arată ca și cum ar fi o ciorbă de uh, măr când vă uitați, dar dacă amestecați se formează porigiul, iar uh, în următoarea zi credeți-mă că se încheagă și mai bine. Un alt lucru pe care l-am pregătit a fost niște noodles, am tăiat niște legume, uh, morcovi morcov și ardei și am fiert niște ai de și aici vă arăt cum am pregătit sosul pentru acești noodles. Și anume am pus niște um, unde arahide, după cum știți, îl folosesc special de la Jim Beam, uh, niște uh, sirop de agave, bineînțeles, puteți folosi orice alt sirop vreți voi, puteți folosi chiar și zahăr, dar v-aș recomanda să folosiți sirop pentru că este un pic mai lichid, uh, apoi ad am adăugat niște uh, oțet de orez, niște zeamă de lime e. și s-a tăzit cel mic <laughs> l au auzit pe fundal cum mai scoate și el niște zgomote și am pus de asemenea și niște sos de soia și am amestecat totul bine bine, bine. bineînțeles puteți folosi în sosul ăsta dacă vreți uh, și niște ghimbir sau usturoi dar momentan încerc să evit uh, aromele prea puternice O altă rețetă este de tofu și ciuperci uh, cu sos de barbecue gen. Um, am dat prin rezătoare tofu afumat pe care l-am pus la prăjit, apoi după ce s-a prăjit am pus niște ciuperci, aș fi pus ciuperci proaspete, dar nu aveam, așa că am folosit ciuperci pe care le aveam la fel rătăcite prin congelator cât timp fac meal prep, mai umblă și prin congelator pentru că sunt multe chestii vechi de mai bine de jumătate de ani și ar trebui folosite ASAP. Lăsăm toate astea uh, la călit, apoi um, am turnat sosul de barbecue gen pe care l-am pregătit eu și pe care urmează să vi-l arăt cum l-am pregătit. Și anume, am folosit ketchup, nu contează de care, vreți voi, Uh, sos de soia i-am pus un pic prea mult a, ah, și tot un pic am sărat, trebuia să mă gândesc că tofu a fumat e deja sărat uh, am adăugat și niște sirop de agave un pic de zeamă de lime sau de rămâie e același lucru am pus niște uh, pudră de usturoi și niște uh, paprika afumată și am pus și un pic de uh, Dijon mustard și apoi am amestecat și asta a fost sosul de barbecue. Aici vă arăt cam cum am uh, folosit eu toate ingredientele uh, în 3-4 zile. Uh, aici în prima dimineață am mâncat porridge. După cum vedeți și în imagini, porridge s-a închegat foarte bine. Îl pun în castron, apoi peste torn niște lapte vegetal, pentru că îmi place porridge să fie un pic mai lichid. Și apoi îl bag la cuptorul cu microunde. Peste porridge am pus niște semințe de dovleac, niște semințe de susan, și niște semințe de cânepă. Aici e o farfurie cu legumele pregătite la cuptor, uh, tofu și ciupercile barbecue și o salată. Și cam asta a fost într-o zi prânzul meu. Apoi vă arăt aici uh, arpacașul chinoa călite cu legumele, un burger vegetal cumpărat și o salată de o salată de ce? morcov, sfeclă și țelină foarte bună într-o altă dimineață am mâncat chia pudding să nu vă speriați, își va schimba culoarea pentru că banale, după cum știți se oxidează în timp am pus chia pudding într-un paharel ca să pară așa un pic mai fancy apoi am pus niște iaurt de cocos și deasupra am mai pus niște kiwi care este fructul meu preferat Aici aveți chinoa și iarpa ca simplu, morcovii la cuptor, salata care mi-a mai rămas de ieri, tofu și ciuperci uh, cu sos barbecue, niște avocado și niște șnițele de uh, dovlecel. Ah, și uh, la salata asta puteți să mai puneți crean, dar cum am eu evit uh, aromele uh, prea puternice. Aici noodles, aveți noodles simplu fierți, um, morcovi, ardei și edamamele deja pregătite, am mai pus niște avocado și niște um, tofu afumat. Tofu ăsta afumat este cel de la, de la Kaufland, a fost promoție și am cumpărat mai multe um, pachete și aici vă arăt cum puteți să vă faceți și un sandwich dacă vreți. Um, am luat două felii de pâine, pe o parte am pus hummus, pe una am pus avocado, apoi salată, ardei din ăștia care mi-au mai rămas um, uh, de la noodles și uh, ultima porție de uh, tofu și ciuperci în sos barbecue. Și sincer a fost de mențial, chiar, chiar foarte gust, gustos. Și cam atât pentru astăzi. Uh, vă mulțumesc mult de vizionare! Sper să ne vedem săptămâna viitoare, acum depinde cât de mult timp voi avea eu la dispoziție să și filmez.